Voi continua tot cu un episod despre făină, pentru că data trecută v-au plăcut pâinile care au ieșit. Am zis să fac un mix între cele două făini, la 60% din făina albă de brutărie și 40% din făina T80. Ar trebui să iasă un amestec destul de gustos, aș vrea să văd găurile puțin mai mari. Pentru a doua pâine voi folosi o făină tip 0. Am cumpărat făina de la niște oameni din Baia Mare care importă această făină tip 0 din Italia. Tipul ei este Manitoba. Sunt foarte curios cum o să se comporte. Hai să-i dăm drumul. Deja am pus livein-ul, nu vă mai trec prin același proces, vă uitați la episoadele anterioare. Ce voi începe procesul de autoliză, mixul de apă și de făină. Încep cu primul aluat, făina albă de brutărie, făină T80 și apă. 150 de grame de făină T80, 225 de grame de făină albă de brutărie, 80 de grame de făină integrală, 345 de grame de apă. În mixul de făină pune doar 315 acum, restul de 50 de grame ulterior. O mișcare circulară a mâinii și apoi ușor, ușor împăturesc aluatul, până nu mai rămâne nicio parte uscată. Se simte că este o combinație între cele două tipuri de făină, nici prea moale, nici prea tare, cum au fost data trecută. Acopăr cu o cârpă, trec la al doilea aluat din făina tip 0 și vreau să vă arăt o altă perspectivă. Să pun 375 de grame de făină tip 0, 80 de grame de făină integrală și 315 grame de apă. Mișcarea circulară a mâinii. Și liveinul meu este gata. Îl voi adăuga în mixul de făină și apă. Autoliza s-a terminat. Aluatul a stat o oră la temperatura camerei și e gata pentru mixul final. Miroase bine, prezintă bule la suprafață, găurile sunt destul de mari și a dublat volumul față de când i-am dat drumul. Pare că are activitate și este gata să fac o pâine bună. 9 grame de sare, 20 de grame de apă. Ultimele 10 grame de apă incorporăm în procesul stretch and fold. Incorporăm ingredientele în aluat. Voi pune aluatul într-un vas curat. Îl acopăr cu o cârpă. Intrăm în procesul de fermentare în bulk. După 30 de minute încep prima întindere și îndoire. Spuneam în episodul trecut, întinde și îndoaie. Este un proces menit să dea structura aluatului, să nu necesite frământare și să creeze o structură a glutenului puternică. Trecut o jumătate de oră și facem prima întindere și îndoire. Mâinile în cele 10 grame de apă care ne-au rămas. Tragem, îndoim. Rotim 180 de grade. 90 de grade. Întindem și îndoim. Întindem și îndoim. Ăsta e procesul. La fel și pentru al doilea aluat. E ora 6:10 și mă voi apuca de prișii. Vreau să-i dau o formă rotundă, o las deoparte și o las la odihnit 25 de minute. Îl pun deoparte, 25 de minute, nu trebuie să fie acoperit cu nimic, după care îi dăm forma finală. La fel procedez și cu al doilea aluat, după cum vezi este destul de bine definit și are mai multe găuri de aer. Ce găsim în interior se aseamănă unui fagure. Fiecare aluat, fiecare făină dezvoltă o anumită structură, dar data viitoare poate facem un experiment și tăiem și vedem cum sunt bulele de aer. Și acum îi dau forma finală. Îl trag de partea de jos. O pun la 2/3 de partea de sus. Și o pun una peste alta. Trag de partea de sus. O structură finală a membranei, învârtind-o și trăgând-o spre mine de 4 ori. O rotez și o trag spre mine. Într-un coșuleț tip baneton, presar
făină de orez, învelesc coșulețul în plastic pentru a nu se usca. Acum voi băga coșurile la frigider și le las până mâine dimineață la ora 9. Făina tip 0, nebunia asta, Manitoba, pare destul de închegată. Este o făină care absorbe destul de multă apă, are și un nivel mare de proteină. Va fi o mică schimbare față de metoda clasică de facere în cuptor. Nu o să mai pun pâinea în oala de fontă, ci o să bag ca atare în cuptor pe o piatră de granit. Să-mi intre două pâini deodată. Asta pentru a evita încă o oră de dospire pentru cea de-a doua pâine. Aș vrea să fac comparația să fie cât mai exactă. Pentru că voi folosi o piatră de granit, cuptorul meu electric nu are de unde să producă abur și voi face un mic workaround. Într-o tavă mare o să-mi iau cam 3 cârpe pe care le îmbib cu apă caldă și voi băga tava în cuptor cu 20 de minute înainte de a pune pâine. Față de data trecută, îmi voi nota și temperatura din frigider. Pentru rețeta asta, pâinea trebuie să toscească undeva la 35 grade Celsius. Este ora 8:40, am dat drumul la cuptor de la ora 8, am pus și o piatră de granit, 10 minute înainte să bag pâinea. Adaug tava asta cu șervețelele umede. Încălzi puțină apă. Îți dai seama că este crescută prin testul degetului. Practic, cu degetul tău dat prin făină, apeși ușor. Și ar trebui să-și revină în 2 secunde. O întoarcem. Arată foarte bine, nu s-a lipit, am dat cu destulă oină. Voi tăia pentru a da direcția de creștere a pâinii. Trebuie să folosesc colțul de la lamă, niciodată toată pe partea. Și acum le băgăm la cuptor. Așteptăm jur de 2 ore și apoi o să le tai. Din dreapta este pâinea făcută din pâine albă de brutărie și pâinea T80. Are o ureche, tăietura pe care am făcut-o cu lama, destul de pronunțată. Voi ajunge la etapa în care voi obține găuri mai mari în miez. Urechea va fi mult mai pronunțată. Puține emoții, ca de fiecare dată. Între astea două pâini pare să fie vedeta. Wow, cum seamănă! Îmi plac foarte mult. Sunt niște pâini cu anumite caracteristici foarte bune. Sunt curios ce gust are făina tip 0. Nu am mai folosit niciodată. Pur și a mai rămas din pâinile de data trecută, din episodul 2. Sunt diferențe. Mulțumesc că ați avut răbdare să stați cu mine și să treceți prin procese.